Și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi suntem din nou pe malul Begăi. Astăzi voi face o partidă Metod versus Coșuleț. Într-o partidă voi pune un scui pe o montură de Metod. Am aici Metod, 60 de grame. O să-i pun un forpac de 7 cm. Și iar dincoace, montura mea pe care o folosesc eu pe Bega, coșuleț cu lisant, coșulețele de la Gheorghe Marta, cele cu piciorușe, făcut spira, firul, după care am legat o bucată de 20 de țanti de powergum, după care de powergumul acela am atașat un forfac în momentul de față de undeva la 70 de centimetri, cam așa. Nu știu cât se poate observa, aici e powergum-ul, coșulețul. Asta folosesc eu atunci când pescuiesc pe sălbatic. Am văzut în comentarii, cum a tot întrebat lumea, montura de la coșuleț. Asta este montura de la coșuleț. Așa că hai să mă apuc să-mi prepar nada și să vedem ce va fi astăzi. Pentru astăzi voi folosi nadă de usturoi de la MG Carp. Miros puternic de usturoi, cu o nadă de squid, tot de la MG Carp. Din aceasta nu voi pune foarte, foarte multă. Cam așa. Le voi omogeniza. Nici apă nu mi-a scos, să scot niște apă. Asta e. În prima fază. Așa. Aici mi-am pregătit niște viermi pe care i-am sitat de așa și am umuiat mâna, am băgat în ei un pic să le pun un pic de apă, iar acum îi voi cola, ăștia îi voi folosi la coșuleț. Trebuie să pun un pic. Gata. S-a gătat. Îi las un pic și așa, să apucă și ei să se întărească, să zic așa, colantul. Era ideal dacă aveam niște pietriși, dar nu mai am, s-a terminat. Dar e bine și așa. Am mai băgat o mână de vierm și aici nadă. Și cam așa îi. Bun. Pleacă viermii la plimbare. La cârlig pentru Metod voi folosi un wafter de usturoi de 5 mm de la MG Carp, astea, modelul nou. Așa.
Voi acoperi metodul. Voi acoperi metodul în ideea oricum nu va sta, că e curentul foarte mare, pescuiesc cu metod de 60 de grame. Voi acoperi ca să duc mai multă nadă, voi încărca dublu metodul. Și voi pescui acolo în gaura aceea, pentru că apa stă mai mult. Adică nu știu dacă neapărat stă, dar nu e curentul așa puternic. Iar la coșuleț, vierme pe cârlig, de aici, alb roșu, așa, 3, ia să mai punem 4, cam așa voi pescui eu astăzi. Hai să vedem ce partidă de pescuit, cine va câștiga, metodul versus coșulețul. Ce trăsătură brutală am avut la coșuleț. Ce trăsătură e, frate. Am avut trăsătură, am filmat cu telefonul. Dar mai las un pic să nu mai scot așa repede. Probabil nu s-o fi agățat ceva. Pare a fi agățat. Ia. Oi. Un mărunaș. Oh, ce mărunaș frumos. Hai că a intrat și la metod. A intrat dita mai mrenoaca la metod. Asta înseamnă pescuitul la metod, un pescuit de așteptare, dar intră. Am mutat acolo pe un crăcan bățul de metod și l-am lăsat așa. Ia ce mreană, la metod, tată. Da-ți să pun. Asta-i.
Am avut trăsătură la metod. Această dată falsă, cred că da. Se activează peștii la metod. Foarte bine. Că pune asta cu mâna. Nu, da, pe metod. Că o strâng. Și stă mai bine așa. Mai și vierme. O pun ca pe monitor, cum s-ar zice, da? Așa. Ce trăsătură iară, frate. Fuh. Cred că l-am luat și la med. La coșuleț. Da. A intrat și la coșuleț. Un mărunaș sau... Plătică. Uite ce plătică. Super tare. Bun, super tare. Fuu, l-am scăpat. Ce trăsătură am ratat aici. Am mai tot. Frumos. O tras, n-am reușit să-l scot. Nu am reușit să scot. Mă, cred că am dat peste la altă, da. Fuuu. Asta e unul din motivele pentru care mie nu-mi place să pescuiesc cu două bețe. Aici stau cu pește, acum trebuie să-l scot pe ăsta la altă. Pe unde e băgat. Așa. Dau iară. Așa. Și acum să scot peste de aici. Pleacă. E împărcat așa să pescuiești cu două bețe, dar e bine.
frumos. Un scobor frumos. S-a dus. Până acum am 3 pești. Sau 2. Lean. Baptă. Nu mai știu. Pic. Nu mai știu. Oricum știu că coșulețul conduce față de metod. La metod am prins doar o măreană, așa că coșulețul e în avantaj, să zic așa. Ne vedem până la sfârșit. Mai este de ce se întâmplă atunci când îți este lene să baci minciocul. Scap peștele. Doar era ații lângă mine. Altul scobar. De data aceasta bag în jocul. Ah, și l-am scăpat și pe ăsta. Dă-te în puii mei. Ce noroc să ai așa. Nu se poate. Știu că acum am pierdut fermii. Cel doilea scobar scăpat unul după altul. Și acum să nu mai prind pește. Tot ce este posibil din cauza de lene și de neatenție. Hai să vedem. Nu mai vrea, mai gata. Am luat 2 de aceea. O cărlige de 20 am pus acum. Și gata. Revin. Deoarece nu am avut trăsături la metod decât vreo 2, din care am scos un singur pește, mreana aceea. Am renunțat să mai pescuesc cu bățul de metod. Am rămas pe coșuleț, aici am mai prins ceva pești, mrenuțe, obleți. N-am mai filmat toți peștii, pare plictisitor din punctul meu de vedere fiecare pește să-l filmez. Am filmat 2-3 drilluri și cam atât. Și mai scăpam din ei și mai, na, am încercat să fac să fie ok. Hai să vedem până la sfârșit ce va mai fi. Mai stau un pic să termin viermii ăștia colați și mă duc acasă.
Mai facem o lansare. Aici am niște verme din asta, să bag pe cârlic. Am încercat să evit o frunză, o iarbă de pe apă, dar tot n-am reușit că s-o agățat de fir. Hai să vedem. Trage, trage, trage. Stai ca si filmez acum. Stai agatat. Ca a tras frumos. Agatat in baie. Da. Sperăm ca nu l-am ratat si de data asta. Scobar. La apa, să zic așa. Pescuiesc cu cârlige de 20. Abia am văzut să leg. Dar până la urmă l-am legat, cum s-ar zice. Dacă mai prindem ceva, mai stau vreo oră. Ei bine. Sunt mulțumit până acum. Bună ziua! Iar l-am ratat, frate.
e cârligul mic și nu înțapă cum trebuie. Dacă îi pun cârlig mai mare, nu mai am trăsături. Ei, șmecheria. Dacă îi pun cârlig de 18, n-am trăsături, la cârligul de 20 nu îl înțapă cum trebuie. Nu mai înțeleg nimic, da? Vedem ce îmi face. Iar am avut două țacuri. Dacă și de data asta ratez, o să schimb cârligul iară. Să pun din nou cârlig de 18, de 16, văd eu. Că ăstea de 20 tot trage pac, pac, pac și nu înțapă. E prea mic cârligul, probabil, de aia. Uite. Nu am înțepat iar. E, da. Nu, schimb cârligul acum. Singur vierme pe cârlig și așa pescesc. Măi, frate, o grămadă de trăsături am ratat că nu am înțepat cârligul. Acum am schimbat cârligul, ia să vedem. Tot așa o să am trăsături de astea ratate. Iată asta, ce avem tot așa trăsături de astea în apă, da? Să nu fiu în stare să scot un pește. Bine, vorba vine, da, na, e enervant, foarte enervant cu treaba. Foarte, foarte enervant, dar nu avem ce face, am schimbat cârligul, nu mai am trăsături. Tăi, ceapa, mă, se ceapă. Nu mai prins-o pește. Uite, un morunaș. Bine. Asta a venit repede, frumos trăsătura. Thank you.
Toate că dau cu cârlige mici, nu se înțeapă, după cum ați văzut, nici asta nu a fost înțepat. Acum la norocul că au fost capul de mincioc. Dar nu știu, de la o perioadă încoace și-am tot câmpat cârligele. Adică e cârlig nou, nu văd de ce să nu să facă treaba asta. Păi tot ratez. Bun, că am prins pește, nu pot să zic că n-am prins, da? Iar o tras. Cred dacă pun cârlig mai mare, n-o să ia, mai am trăsăturile deloc. Uite, cu cârlige mici nu se înțapă. Încă sapatici, nu știu, o iară s-a tulburat, apa a scăzut. Uite. Măi, era tata asta. Da. Am zis, nu știu de ce. Mai trebuie să învățăm. Și chiar nu-mi dau seama de ce fac treaba asta. Studiem încă și vedem. Exact. O să schimb iară cârlig, o să-i pun un cârlig de 14 să văd. Tot așa face. N-am ce să risc o trăsătură, două, văd. Ori se înțap, ori uite. Ori se înțap, ori... Ce se întâmplă? Și dacă ar fi obleț, nu am pățit să nu se înțepe. Aia. Dar nu. Nu se știe. Opresc filmarea și vedem acum ce mai e. Sau? Că trage. Mai stau cu trăsătura asta și după aia pun o pauză de la filmări. Deoarece voi pune imediat o partidă de pescuit. Vreau acum să scot peștii, să vedem ce am prins. Să-mi pun niște apă aici îngheleată. Așa. Lasă că prins niște apă aici, să am să spăl astea. Așa. Să vedem ce am prins astăzi de aici. Este ceva. Thank you.
Nu mai este nimic, ai gol. E bună, da. Trebuie să-l spăl ăsta. Bun. Să-l pot din ora aici, așa. Ce mână. Da, să pun ăsta să nu zbore. Scot bățul, să pot să-mi fac o poză, să nu am surprize. Dar la fost degetul meu. Da, voi, fraților, așa, să venim, să punem de telefon aici. Vedem cum se vede. Speram că să nu am dat drumul. Dacă eu mă pun aici. Bun, hai să vedem. Nu, asta e. Nu, totul de astăzi. Pornesc asta, să dăm drumul la pești. Să vedem, se vede. Hai să eliberăm. Dragii mei, cam asta a fost și cu partea de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, să ne vedem cu bine și data viitoare de pe malurile apelor. Așa că numai bine și fire întinse vă doresc ca toți. Pa, pa! Doamne ajută!